Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, altfel se apropie sărbătorile de iarnă. Cine a pornit centrala să fie fericit? Ați pornit centrala? Eu n-am centrală. Am dat-o jos din perete. Vedeți că ați râs de mine anul trecut, când tot aveam probleme cu apa caldă și căldura, că se întrerupea din cauza lucrărilor. Eu acum sunt preparat pentru o iarnă oricât de grea. Ți-ai pus m-am apă reobișnuit. La bidon. Nu, dar m-am reobișnuit cu ritmul ăsta. O zi, două căldură, o zi, două pauză, așa. Apă caldă la fel, două zile, da, trei, nu. Iarna trecută și așa că acum suntem și copiii, practic, noi am mai trecut prin asta, dar copiii nu mai avuseseră parte. Și acum... Ieri am auzit doi băieți care stăteau de vorbă într-un magazin și unul îi spunea celuilalt, mă rog, da, eram într-o toaletă a unui magazin și îi spunea celuilalt, ia uite băi, ăștia au apă fierbinte. Și celălalt îi răspunde, eu o să mă duc la sală ca să fac duș. Înțeleg. E mai ieftin. Îți iei abonament la sală? Da, cred că da. Cred că e mai ieftin. Bombă. Da. Fie și dacă te duci numai să faci duș. Păi asta zic. Ce spun? Deci cât costă abonamentul pe an și pui cu apa caldă și căldura și ai rezolvat problema. Stai mai mult la sală, te încălzești, da, mai faci un duș. Mai stai de vorbă cu băieții, nu te bate nimeni la cap. Faci o saună. Curezi, nu trebuie să dai cu aspirator. Da, mai avem timp și de subiectul cu... Mai avem vreo 6 minute. Beculețele? Da, hai cu luminițe. Cu luminițele de iarnă, de ce distracție mare cu beculețele de Crăciun? Asta e iluminatul ăsta festiv, care e în majoritatea orașelor, dar e plătit la prețuri atât de diferite de la oraș la oraș, încât e aproape imposibil să nu intri la bănuieli. Uh-huh. Adică eu când văd diferențe de câte 3-4 ori într-un oraș și celălalt, mi se aprind beculețele, vorba aia. Bă, e ceva neregulă. Or, depinde cât de lung e lanțul, știi cum e. Da. Da, corect, depinde cât de lung e lanțul. Anul ăsta, curentul electric și costă îngrozitor de mult. Guvernul a cerut tuturor autorităților să facă economii. Că până la urmă, știți, costurile astea pentru plata luminilor de Crăciun din orașe, tot din taxele și impozitele noastre sunt plătite. Și în contextul ăsta v-am întrebat, că mai avem câteva minute, am vorbit noi mult, dar mai avem timp să vorbim și cu voi în direct. 0372069599. Vreți sau nu vreți luminițe de sărbători în orașul vostru, în iarna asta? Că o să coste bănuți. Probabil că o să coste mai mult ca până acum. Și banii aia tot noi o să-i plătim. Pe de altă parte o să fie frumos. Deci vreți sau nu vreți luminițe de sărbători? Avem și niște știri. Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat că iluminatul festiv din Bistrița nu va lipsi din sărbătorile de iarnă, scrie ziarul, ziarul local Timp Online. Și cum o să fie? A spus așa. Nu suntem în stare de război. Nu e necesar niciun fel de camuflaj pe timp de noapte, iar oamenii trebuie să se bucure de sărbători, de spiritul Crăciunului. De aceea, centrul municipiului Bistrița și cartierele vor fi ornate festiv, cu elemente cu becuri LED, cu consum redus și iluminatul se va închide la ora 1 sau 2 dimineața, cu excepția zilelor de Crăciun. Civilizat. În București, primarul sectorului 4 face sondaj pe Facebook privind iluminatul de sărbători. Nu spune cât o să coste, dar întreabă, vreți sau nu vreți? Și zice, anul trecut a fost o feerie, spune domnul primar, pe străzile, bulevardele și parcurile din sectorul 4, luminate de ghirlande, decorațiuni și beculețe colorate. Anul acesta vă doriți să fie la fel? Înțelegi? Adevăr că e un subiect foarte sensibil, pentru că, într-adevăr, având în vedere situația actuală, e cam aiurea să risipești bani pe lumini, pe de altă parte, și să faci sărbători în beznă, nu e o socoteală. Nu e beznă, că sunt lumini pe străzi. Și beznă și frig. Da, și beznă și frig. Da, și adevărul că a fost feerie anul trecut, cred că în multe conturi. Da. Și anul trecut a fost feerie și spectacol în unele conturi bancare, dar nu doar pe străzi, asta e. Hai să vedem, 0372069599, vreți sau nu vreți luminițe la voi în oraș? Florian, bună dimineața! Salut, Florian! Neața. Bună dimineața! Bună! Bineînțeles că vreau luminițe în oraș, pentru că o să găsească de unde să facă economie, nu o să mai fure așa de mult, nu o să mai asfalteze aceeași groapă de 6 ori pe an, o să asfalteze de 2 ori și așa mai departe. Că să fim serioși, că banii ăștia fii că se duc în neant toți. Și de taxe și impozitele pe care le plătim, ca să fie luminițe decât să fie asfalt de 9 ori pe an. De unde ești, Florian? Din Botoșani. Da. Deci Florian vrea luminițe la Botoșani, dacă ne aude cineva, să dacă, țină cont. Dacă oricum ne fură, măcar să ne fure cu luminițe frumoase. Corect. E bună strategia. Costel, bună dimineața! Salut, Costel! Bună dimineața! Neața. De unde ești? Normal că vreau luminițe în oraș. Păi atâta timp cât vor să dea pensii speciale la primari și la
Să le dea, domnule, și luminițe, să avem de toate, domnule, că nu se pune problema. Tu de unde ești, Costel? Ce atitudine. Eu din Vaslui. Din Vaslui. Deci și la Vaslui, da, vrem luminițe. Să fie luminițe și la Vaslui. Da, sigur că da, să fie luminițe, domnule, să fie frumos, că da. Ori mă duc în huzur, măcar lumini să avem, știți cum erau copiii, stăteau, se plângeau pe lângă gard, se uitau cum ardea focul la bogați. Au murit acolo. Măcar cu luminițe să trăim. Da. Costel, mulțumim tare mult, apreciem. 0372069599. Marius, neața. Bună dimineața, de la Constanța, taximetristul de serviciu. Da, vă rog. Domnule dragă, în privința luminițelor din oraș, o idee foarte bună care poate fi pusă în aplicare. Instalațiile pentru fiecare pom să aibă celule solare de încărcare. Ziua se încarcă, noaptea luminează. Nu, în felul ăsta... N-are putere, nu stă prea mult. N-are putere. Eu am în grădină așa ceva și are putere, domne. Nu mai este lumina, nu mai este soare, se luminează. Până târziu dimineața. Care este problema? LED-uri. LED-uri și sunt sfinte. Încercați, dați idei. Marius, vă lipsește domnul Mazăre, pardon, de acolo. Lăsați-l că ăla stă bine acolo, nicio problemă. Bine, Marius, îți mulțumim tare mult. Deși la Constanța, luminițe, dar cu panouri, foto, cu panouri. Nu știu cum se poate, Adi, face bună asta. Dimineața. Panourile, da. Adi. Bună dimineața. Salut. Salut. De unde ești? Da, eu sunt din Sibiu și sunt pentru lumini într-un motiv foarte simplu. Sibiu este oraș turistic, atrage turiști, este nevoie de târgul de Crăciun. Păi, și practic suntem pe plus. Da. Dacă am fi fără lumină, am fi pe minus. Corect, dar uite, vezi, o atitudine antreprenorială. Tu privești asta ca o investiție, nu doar ca bani pe distracție. Bravo, așa, corect. Economia poate fi făcută în altă parte, dar este atâta risipă, dacă tot vorbim de administrația publică, este o groază de risipă care poate fi redusă. Uh-huh. Mai avem ANAF-ul care nu recuperează sute de milioane de euro. Mai avem evaziune fiscală de 10-12% din PIB, adică vreo câteva 10 miliarde. Bine cu luminițele, acum spui de tot de unde se duc banii serios acum. E foarte frumos. Se poate face economie în altă parte. E foarte frumos târgul de Crăciun de la Sibiu, am fost și mi-a plăcut foarte mult. Așa e. Au venit și foarte multe mesaje scrise, n-avem timp să mai citim acum prea multe, dar majoritatea este pentru iluminat de sărbători. Corect, vorbește. Cu diverse variante. Da. Că să fie doar câteva ore, să fie doar în centru, nu și în cartiere. Dar cartierele ce au, săracele? Ei nu, fiecare om a venit cu propunerea personalizată. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.